am venit și eu de la tabără. La o tabără medievală, aș putea spune, în care am stat 10 zile, aproximativ 10 zile, pentru că mâine, adică marți, trebuia să facă 10 zile, doar că noi am venit mai devreme pentru că a început să ploaie și ne-am dus mai devreme pentru că nu aveam ce face, deja tabăra era goală. Ce să vă pot zice despre tabără? Din prima zi, mâncarea a fost oribilă. Asta vă pot spune garantat. Mâncarea a fost oribilă, oribilă, oribilă. Era mâncare de pușcărie. Ca la închisoare era fix mâncarea aceea. O mâncare oribilă. Din a doua zi deja s-a schimbat bucătarul, cred că l-a dat pe primul afară și l-a dat pe bucătarul din prima zi afară și a chemat alt bucătar. Și deja acolo mâncarea era mai acceptabilă. Dimineața cașa, adică terciu, se ținea de farfurie, că așa tare era, nu avea zahăr și plus nu cred că era făcut cu lapte, cred că era fiert în apă. O căldură în cantina aia inimaginabilă, parcă intram eu în cuptor și stăteam și mă coceam acolo că să mă mănânce alții. Era prea cald, prea cald și stăteam cu vreo 6 la masă. Felul întâi era așa, nu era prea bun, felul doi mai era ok când erau macaroane cu, adică, da, macaroane, spaghetti, nu știu, macaroane cu sos. Atunci era mai bun. Dar ce pot spun că aproape muream de foame în fiecare zi. Plus, la tabăra unde am fost eu, pe foaia de tabără scria că nu se poate produse, de adus produse alimentare, să aibă condiții speciale de păstrare. Dar noi am adus biscuiți. Și acolo ne spune că nu se poate cu biscuiți. Și ne-au luat pe toți. Adică nu ne-au luat, dar i-am dat mamei înapoi și i-au luat. Și muream de foame când aveam biscuiți. Și așa a fost în fiecare zi. La toți. Toți cu care am fost în cameră, toți au luat biscuiții, bomboane, în afară de o singură persoană, pentru că aia persoană știa cu directoarea și nu i-au luat toate chestiile lui, că da, e cunoscut cu directoarea ce vorbești. Și în viceu trebuia să te caci, nu cum te așezi și te caci, dar trebuia să te zbraci, te pui că așa te așezi, stai în picioare, e ca în felul ăsta, și stai și te... Bă, cum băi pus să te caci în felul ăsta? Dacă uitați, de la genunchiul meu până în jos, îți vreau 50 de centimetri, mai puțin de 50 de centimetri. Și când te dezbraci, îți cade pe jos, mă, și acolo pe jos era murdar, era ud, tot chestiile astea. Se vede că la tabăra asta nu se ocupă nimeni. Nu se ocupă nimeni și nici nu vine niciun control de la spitalii, de la, eu mai știu, și mai vin pe acolo la controle la tabere sau în altă parte. Se vede că nu vine niciun control și nimeni nu spune nimica. La piscină apa nu se filtra. În ultima zi a ajuns apa să fie verde, verde, verde. Era verde, parcă stăteai scaldai într-o baltă pe mijlocul străzii. Pentru că balta era mai curată. Dar era verde, bă, parcă a pus ceva colorant într-un sat. Nu știu, dar primele zile a fost ok, scaldat. Când s-a deschis piscina asta, cam în la treia zi, a fost apa super rece, după deja a început să mai încălzească și așa mai departe. Și deja mult mai acidic, a început să ploaie și așa mai departe. Erau la noi în cameră care încălcau legea, se duceau în sat. La noi nu aveam voie să ieșim după, în afara arii, taberei, dar niște colegi de cameră s-au dus. Adică își pretindeam că noi eram toți în cameră, eram prieteni. Dar stai, în a doua zi, eu frat lui Vărmiu, deodorantul și parfumul lui. Erau fix pline și le-a furat cineva și nu știe cine. Și fiecare zi așa se fura ceva mâncare, dar ascultați, nu când era mâncare, dar când se aducea mâncare. Și noi cred, eu cred că știu cine, dar nu vreau să spun acum și nu vreau să spun la altcineva, pentru că nu știu precis și dacă nu știu precis, mai bine și nu vorbesc. Dar în orice caz, eu cred că eu știu cine e, cred că știu cine e, dar nu știu. Când se aducea mâncare, deodată seara nu era mâncare și noi toți întrebam unde era mâncare, dar persoana X, care tot a întrebat unde mâncare, el nu căuta. Noi rău să căutam, dar el nu căuta. Și cred că asta și-a dat-o de gol, nu știu precis. Și în ultima zi, un Sprite nu era, o luat cineva Sprite plin în sticla mare. Erau două sticle, una mică și una mare și pe aia mare au luat-o și un pachet de răsărită mare de semințe, de fare soarelui. Și tot nu era.
din a treia zi, prietenul meu și-a găsit prietena așa de la volei, că noi am fost cumva constelația noastră, detașamentul nostru, era împreună cu asta, cu echipa de volei din oraș. Și echipa de volei era ca noi în constelație, numai că trăiau aparte. În alt caz, da, cam așa și era. Bă, așa mi-e greu să-mi aduc aminte, parcă cine știe, parcă a fost asta luni trecut, dar de ce a fost cu câteva zile în urmă. Dar așa se mai întâmplă. Și încă n-am vorbit de mult cu voi. Mi-a fost dor, să vă spun sincer. Mi-a fost dor, că să fac un live stream când nici n-am aprins calculatorul. N-am aprins deloc calculatorul, telefonul meu e descărcat. Pentru că acolo nici n-ai unde să-ți încarci telefonul, n-ai priză în cameră. Frate, n-ai priză în cameră și stai, trebuie să te duci și tu în cantină. Că acolo sunt mai multe priză și acolo s-o cotiți că-s vreo 20 de prize de astea. Și în tabără erau vreo 300 persoane, 400, cam așa ceva. A fost făcut rug, niște activități acolo, așa mai interesant, mai una alta. Mi-am găsit și eu așa, mi-a plăcut de o fată, am încercat să vorbesc cu dânsa, adică nici n-am încercat, mă, că toate șansele le-am pierdut, că nu știam ce să vorbesc cu dânsa, dacă n-am avut găgecă toată viața și să faci. Dar, puii mei, măcar am încercat. Mi-a plăcut foarte tare, dânsa și încă îmi place. Și eram trist că nu puteam să fiu cu dânsa, să nici nu știu dacă îi place de mine sau nici habar n-am, cu Dumnezeu să-i placă de mine, nu știu. Gata? Nu? De ce? Schiruș. Bun. Și cam așa. Și am o căldură inimaginabilă în cameră, era prea, prea cald în camera aia, din cauza că, da, era de lemn. Era casă de lemn, nu era de piatră, nu era din mic, era de lemn și era fix unde stăteam eu, era prea cald, lăsam ușa deschisă și oricum păi, era găină grill acolo, grill în cameră, face, luai un șu de ăsta, de pus găina și stăteai și o învârteai așa că deja găină coaptă, puteai să o dai la cantină să mănânci și stăți. Și vă pot să mai povestesc. Discoteca. Discoteca tot nu ne-a plăcut. Mai mult asta parcă e un video, știi? De să mă jelui. Am așa mutat cuvintele. Stau și să-mi spun tot ce am pe suflet. Dar chiar mă asta și fac acum. Îmi spun ce am pe suflet și cum e tabara asta. Că tabara asta nici nu e pozitiv, e tot negativ. Și poți găsești într-o treabă de asta. Nu, n-am făcut vlog, n-am luat camera pentru că vedeți că dacă s-a furat apă, mai putea să-mi furici camera și pui mei. Ei, camera nu mai cred că o furat, dar oricum cine știe. Mai bine s-o lăs acasă și că l-am lăsat acasă. Nici n-ai ce filma acolo, nici n-am avut ce filma. Pentru că era tot plictisitor și mai mult stăteam jumătate de zi, dormeam. Stăteam în cameră, ne trezeam dimineața, mâncam. După trebuia să-ți faci curat în cameră și puteai iar să te culci. La amiază tot iar mâncai, pe om era până la 3 ore să dormi. Pe om seara activități, tot puteai să dormi. Și de-aia nu dormeam și de seara numai discotecă. Așa că la discotecă mai dansam, primele zile nu dansam, dar după mi-am spus, bă, dă-mă încheia, mă, să-și... Am și pus dansăz așa cum puteam, că eu nici nu pot dansa. Să zicem și mișcam și eu din mâini, așa, mai zburam cu avionul, mai spalam vasele, așa, mai făceam eu acolo ceva caterincă, așa. Un fel de caterincă, dar un fel altceva, nu știam ce să fac. Și cu fata de care îmi plăcea, nu puteam să dansez, că nu vroia. Adică am dansat vreo câteva ori, dar cred că așa, au fost impuse. Mai mult ca sigur. Și acolo educatoarea noastră s-a certat cu toată tabăra, aproape cu toți educatorii am vedea și stădea și plângea și n-avea dispoziții și striga la nu. Erau veveriți foarte multe, arici. E, dar și normal, erau în păduri, erau în mijlocul pădurii, tabăra fix în mijlocul pădurii. În mijlocul erau pustii, tot acolo oamenii și erau... Era în departe de civilizație în orice caz. Parcă eram la închisoare. Asta e povestea mea romantică și ce s-a întâmplat în tabără. Sper că v-a plăcut, nu știu, habar n-am, eu nu știu dacă v-a plăcut, că tocmai am venit de la tabără și de data am prins camera să vorbesc cu voi și să vă spun cum a fost la tabără aceasta, dacă mi-a plăcut, dacă nu mi-a plăcut, nu mi-a plăcut în orice caz, dacă n-a făcut daily vlog înseamnă că nu m-a plăcut, puteam să filmez daily vlog de pe telefon, dar nu mi-a plăcut pentru că era super plictisitor și nu avea ce face la tabără aia, tot dormeai și era plictisitor și mâncarea era mureai de foame. Și încă și, da. Noi ne vedem deja data viitoare cu un alt episod, v-am pap toți, pa, pa. Cât am fost eu la tabor, au apărut episoade așa în fiecare zi, cum apar normal. Am filmat 5 episoade, în afară de sâmbătă, duminică și deja ziua din care am plecat, vinerea trecută, n-am filmat.
nu vinerea asta, dar vinerea mai trecută. N-a filmat atunci pentru că a filmat pentru săptămâna trecută. Și da, sper că am făcut, fraților, noi de deja data viitoare am dus să fac un duș normal, să mănânc normal și poate să dorm normal. Și deja după asta poate o să filmez ceva, dar nu, că deja am filmat. Poate o să fac un live stream și deja să filmez pe mâine sau pe altă dată. Noi vedem deja data viitoare, fraților, v-am pa toți! Pa, pa!